Salut, camarazi! Astăzi o să vă vorbesc despre cineva care e foarte cunoscut în România, pe care mulți îl porecleau prostănacu, știi? Dar eu zic că întotdeauna trebuie să fii circumspect cu prostănacii, că s-ar putea să ai surprize, știi? Surprize neplăcute. O să vă vorbesc acum în câteva minute despre cel numit prostănacu pe numele lui din buletin Mircea Gioană. Mircea Gioană e fiul unui fost general de-al lui Ceaușescu, deci un trădător de neam și țară, cum sunt mulți pe România și în ziua de azi mai sunt și pe la Ministerul Sănătății și pe la alte ministere sunt fii de torționari care au omorât țăranii, le-a pus pistolul la cap, pentru că nu vreau să fie sclavii Partidului Comunist, adică acelor cu șorțulețe, acelor fără credință. Și pentru asta au făcut carieră, știți? Așa și tatăl lui Mircea Gioană a fost, cum v-am zis, generalul Ceaușescu în aceeași gașcă și promoție cu Pacepa, trădătorul, știți, care a fugit la Văcar, știți? Dar de fapt că el era agent sovietic, și a dat cu muci în fasole când a fugit la american în 74 sau 75. Toată rețeaua de spionaj a României a căzut, plus mare parte din rețelele statelor de la Varșovie, deci rețelele KGB-ului, Germaniei Democrate, Poloniei, Cehoslovaciei, Ungariei, Bulgariei. Știți că Pacepa a fost cel mai ofițerul cu rangul cel mai înalt care a trecut la Văcar, știți? Americanii, nu? Deci Mircea Pacepa, care în momentul când a pierdut alegerile prezidențiale, de fapt a fost președinte doar câteva ore. Chiorul l-a făcut din butoane, știți? Sau poate că Chiorul, gașca care îl sprijinea pe Chiorul, era mai puternică decât aia lui Gioană, știți? Și a fost președinte doar la miezul nopții până la 5 dimineața. După aia Chiorul a apăsat pe butoane și a ieșit cine trebuia, adică el. Așa, multă lume îl poreclau prostănacu, dar nu e chiar așa, știți? Uite, el a fost ambasador la Washington. Deci, vă dați seama, americanii au acceptat un ambasador care era fiul unui călău comunist, știi, a unui general comunist al lui Ceaușescu. Deci, vi se pare și vouă, cred că mi se pare și mie, puțin anormal, nu? Dar părerea mea că cum a fost Tasu trădător la ruși și el a trădat la Văcar, la american, pentru că știți că ce se naște din pisică, tot șoareci mănâncă, știți? Așa, deci Tasu a trădat țara și poporul la ruși, la caghebiști, el i-a trădat invers, la CIA, știți? Așa, deci neam de trădători, au un ADN. Și să vă spun ultima, ați văzut, poate știți că el e secretar general adjunct la NATO, deci e absolut paranoic. Deci băiatul unui general comunist, din armata comunistă a lui Ceaușescu, care a trădat țara și poporul și pe Ceaușescu la ruși, la KGB, a ajuns mare mahăr pe partea aia, deci la dușmanul de clasă, cum se spunea, nu? Deci mie mi se pare că de când a fost ambasador sau a fost împins ambasador la Washington, l-au agățat CIA-ul, știi, Văcarii, și l-au manipulat, l-au întors, să zicem așa. Omul a revenit în țară, după aia știți și voi că a candidat la președinție pe care a pierdut-o la mustață, dar să vedeți ce s-a întâmplat acum în ultimele zile. Are și el o fată, știi, mi se pare că o cheamă Ana. E, ce credeți? El trăind în Statele Unite, fiind ambasador acolo, fiind pe filiera CIA, e normal că a intrat în contact cu lume bogată, cu dăia, cu șorțulețe, cu reptilieni, cu tot felul de ciborgi și de hibrizi, știți? Și a reușit să o mărite pe fisa cu cine credeți?
cu un evreu din Statele Unite, foarte, foarte bogat, dintr-o familie foarte bogată. Acum câteva zile au făcut nuntă la Veneția, știți, au rechiziționat, au închiriat toate gondolele pe jumătatea din canalele, pe la piața San Marco, pe acolo, au cumpărat toate gondolele, adică le-au închiriat pe toate, n-au mai avut turiștii gondole să se plimbe, că le-a închiriat Mircea Joană și cu socrul, cu milionarul, știi, american sau miliardar. Au făcut o nuntă de pomină, cum le stă bine parveniților, știți? Că ăștia sunt, cum spun francezii, parveniți, știi? Parveniți întotdeauna își dau în stambă. Deci, cum v-am zis, au închiriat cam jumate din gondolele de la Veneția, n-au mai avut turiștii săraci cu ce să plimbe pe canale. Au închiriat acolo și alocații bengoase. Și nici nu vă vine să credeți, nunta asta a fost mai scumpă ca nunta la actorilor după la Hollywood, după în altă părți, a costat fix 5,6 milioane de euro. Deci o bagatelă, știți, o mezelie. Acum fata lui Joana, deci bunicăsul trădător și comunist, așa, tasul trădător, dar în partea aia, în apus, bunică-su trăda la est și taică-su trădează la vest. Familie de caricaturi, știți? Și fiica acum și-a luat un evreu bogat, că un român, un escroc de ăsta român bogat nu-i plăcea, știi? Poate se gândea că o are prea mică, știi? Dar cred că nici evreu nu stă bine, că e subțirel așa, cam îl bate vântul, deci că e tot minimalist, știți? Știți că în viață nu poți să ai pe toate, băi, și bani, și sănătate, și, înțelege? Trebuie să mai decizi, nu poți. Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă și în traistă, știi? Uneori trebuie să decizi ce vrei, banii sau una mică sau una mare, sau fără bani și cu ea mare, sau cu bani și cu ea mică, știți, asta e povestea lumii. Deci am vrut să vă pun la curent că băiatul fostului trădător, caghebist, și el trădător în partea aia altă, și-a măritat fata cu un evreu american bogat. Înțelegi că știți cu voi cum să zice, ban la ban trage și păduche la păduche, știți? Deci, în timp ce românul de rând muncește în trei schimburi și bolnav ca să-și hrănească nevasta și copilul și își rupe oasele și e plin de griji și de probleme și bolnav, ăștia trădătorii o duc bine întotdeauna, știi? Că trădătorii îi trădează și pe aia și pe aia, nu contează că cine a trădat odată mai trădează de 100 de ori, știi că e mult până s-a rupt tața, știi, după aia la revedere. Cum spune neamțul, dacă ți-ai pierdut onoarea, trăiești nejenat, așa e, ăștia dacă își pierd onoarea, nu mai, sunt javre până la moarte, până la mormânt și dincolo, știți, așa. Deci, camarazi, vedeți cum e lumea asta. Prostănacul n-a fost chiar așa de prost. L-a dus mintea doar să trădeze. Pătațul la fel, general cu cașcheta aia băgată până la urechi, a trădat la KGB, că KGB-iștii erau cei mai tari pe vremea aia, cel puțin în țările estice. Fisul a văzut că s-a schimbat vântul, nu mai sunt KGB-iștii cei mai tari și ăia alții. A trădat la băcar fisul, știi? S-a aranjat, oportuniștii după vânt, cum spune neamțul. Oportunistul își pune manta de unde bate vântul, așa și Joana Prostănacu s-a încușcrit cu niște milionari sau miliardari evrei americani. Deci, cum v-am zis, n-a fost chiar așa de prostănac pe cât pare, numai că Dumnezeu nu doarme și mi se pare că i-a dat cancer sau are cancer, știi? Doamne ferește, dar pentru trădător n-am milă, poate să le dea Dumnezeu și cancer și lepră și orice. Trădătorii nu sunt ființe umane, sunt javre abjecte, oameni fără coloană vertebrală, fără neam, fără țară. Nici nu găsești cuvinte să-i cataloghezi. Vă aștept la comentarii, vă pup cu drag, rămânem precum catarii umăr la umăr. Pa, camarazi!